Mai avem nevoie și de iarbă. Mai avem nevoie și de iarbă. Mai avem nevoie și de iarbă. Doamne, ce melodie tâmpită. Da, Adi Mutu s-a întors în iarbă. Deși, cum să vă zic, în iarbă e prea puțin, domne. Probabil că și-ar fi dorit să preia o echipă prin ianuarie și să se întoarcă în zăpadă, să le iasă pe nas jucătorilor pregătirea fizică, să le bage prin vene idei tactice noi. Da, gata, mă, gata cu glumele astea proaste, că nimeni nu zâmbește acolo jos. Și Mutu și comisarul moldovan de la Chiajna au mari probleme. Sunt 5 echipe acolo jos la subsol în 4 puncte. Vă dați seama cât s-ar complica toate calculele dacă și Juventus ar mai bifa un succes? Partea bună pentru toate e că puncte ar fi încă destule în joc. Mai nasol e că nu prea are cine să le ia. Bă, Dinică, să știi că eu dau, nu mă joc. Se cutremură Ilfovul, trepidează sectorul agricol. Oare ce fel de antrenor e Mutu? A, nu mă refer încă la stil de joc chestii, nu tăticu. Dacă e de la care se agită, care plânge, urlă, se zvârcolește sau e unul calm, liniștit? Ci că l-a sunat Neaga, a pus și el tot acum la Timișoara și i-a zis că abia așteaptă să-l caftească. Vă dați seama că meciul voluntari Poli Timișoara va fi primul din lume după care se va afla că antrenorii au chefuit până dimineața. Fotbaliștii la recuperare, la somn și antrenorii la frateli. Păi nu erau ei frateli, nu-s fratelii de mici de la Argeș, fratelii de cruce. Hai, închide ușa pe din afară. Uite acum dau seama. În campionatul ăsta avem două echipe din București, FCSB și Dinamo, și trei din Ilfov. Chiajna, Voluntari, Juventus. A ajuns Ilfovul inima fotbalului românesc. Și nici nu suntem departe de adevăr. Atmosferă cum au alții în divizia C. Cântece xenofobe și mârlănie, primari care fac și desfac ca jupânii, considerând fotbalul mai mult o chestie pe care și-o agață și ei ca șmecheri în piept, decât un fenomen pentru comunitate. Juventus Colentina sau București sau Juventus Nimic, cum ar trebui să se numească, amintiți-vă că joacă pe unde apucă, pe la Ploiești, pe la Voluntari, pe unde găsește și ea, săraca bătrână doamnă contrafăcută, acest Adibas de Ilfov. Și nu, n-am nimic cu jucătorii, cu antrenorii, ci așa, cu viața asta tristă de fotbal românesc, care n-are legătură cu suporterii. Țărane, țărane! Dăm drumul că-ți îndeplinesc 3 dorințe! Dar să nu fim surzi la chemarea tribunei și să revenim la Mutu, care iată a îndeplinit mai ceva ca un peștișor aurit dorința unui președinte de club din sectorul agricol. E o chestie totuși debutul lui Mutu ca antrenor plin, cu post asumat, că la ASEA Târgu Mureș a condus așa vreo 2 meciuri din umbră, antrenor acoperit, de ziceai că a fost pus alenatore de Coldea. Chiajna vine după un meci greu și grav cu Juventus. A fost un fel de care pe care, un rezultat întors de Chiajna de la 1-0 pentru Juventus. Voluntari, în schimb, vine după nimic. 3 înfrângeri la rând, ultima cu Dinamo. A luat o dublă. Nu de greu, de goluri. De la Dorinel Popa, de la un Dorel care dă mai mult cu ascuțitul în bășică. O să înceapă să creadă că e chiar fotbalist dacă mai stă mult prin play-out. Omul e om. O fi el prost, dar e prostul nostru. Nici Concordia nu stă mult mai bine în clasament. E doar o chestie de moral. Are doar o victorie în play-out. Numai Timișoara stă mai rău decât ea. Vă dați seama din ce negure ale clasamentului vine. Dar haideți să privim înainte, domne, da. Să fim pozitivi, să fim noi care suntem noi, că el este el și dacă talent trebuie să te evadă, nu? Da, vorbim de viitorul lui Gicuță, dar și de jucăria lui Nea Gigi. Nea Gigi, care a zis că se leapădă de FCSB după alegerile de la federație. No, că tinel domnul Mureșan. Normal că n-o sări dopul, că Gigi o zis o singură dată. Ca să te lepezi cu adevărat trebuie să zici de 3 ori, să dai un hat-trick de jurăminte cum ar veni. Titlul se joacă, stați la locurile voastre. Ceea ce se va întâmpla probabil și după runda asta, că viitorul o încurcă pe steluța doar când are cu adevărat nevoie. În rest,
îi mai dă un jucător, 2, 5, 10, 20 și toată lumea e mulțumită. Viitorul mai putea încurca niște calcule dacă lua puncte din meciul cu CFR, pierdut însă cu brio încă din prima jumătate de oră. Titlul rămâne o cursă în doi și de la Iași până la Giurgiu nu găsești pe nimeni suficient de curajos sau de inconștient să pună bețe în roate. Dar tu ce faci pe aici, încotro? Nu, că treceam. Bine, bine, circulă. Dar m-am enervat, tovarășe. Bine, bine, bine. M-am enervat. Circulă. FCSB merge la Ovidiu după 3 victorii la 0. S-a mai șucării Budescu, a mai dat din mâine Alibec, dar echipa leagă rezultate care o țin pe prima poziție. Iar asta nu e singura veste bună pentru fani. S-a retras și Gigi de la echipă. E atât de supărat pe treaba asta cu Burleanu, de zici că i-a lovit Luțu Maibahu. Deci până pe miercuri așa, echipa e a ta, Dicanio, bagă mare!